În cadrul proiectului național Să știi mai multe, să fii mai bun, inițiat de Ministerul Educației Naționale, în ziua de luni, 1 aprilie, galeriile de artă Ion Andreescu vor găzdui o serie de activități susținute de elevii buzoieni. Avem în săptămână altfel, o săptămână, după părerea mea, extraordinar de bună pentru galeriile de artă, în primul rând, pentru că, iată, ne transformăm într-un templu al artelor în general, nu mai suntem axați pe arte vizuale, ci vom găzdui aici o manifestare deosebit de complexă care se desfășoară sub egida Interferențe Artistice, unde luni, începând cu ora 10, în prima zi a acestei săptămâni, se vor produce artiști, mici artiști de la Liceul de Artă, muzică populară, muzică ușoară, muzică instrumentală, canto, iată, foarte importantă este și această prezență a micilor artiști de la Liceul de Artă, apoi mici scenete făcute de secția de teatru a Liceului de Artă. De asemenea, elevii secției arte vizuale vor executa la fața locului portretele celor prezenți. La aceste activități extrașcolare vor participa și elevii Colegiului Național Bogdan Petricei cu HDU și ai Liceului Pedagogic Spiru Haret. În egală măsură vreau să fac o invitație pentru celelalte instituții de învățământ care pot veni să viziteze cele două expoziții, pot veni să-și facă aici activități la galeriile de artă, aici fiind un spațiu dedicat, iată, în această săptămână cu predilecție, tuturor artelor. Tot la galeriile de artă, începând cu data de 15 aprilie, va putea fi vizitată expoziția artiștilor plastici, absolvenții Liceului de Artă Margareta Sterian, care în prezent sunt studenți sau masteranzi ai Universității Naționale de Artă din București. Va urma o expoziție colectivă aniversară, cu ocazia împlinirii a 45 de ani de artă profesionistă în Buzău, expoziție care va cuprinde o selecție dintre cele mai bune lucrări ale membrilor UAP Buzău. Luni între orele 10 și 16, părinții, bunicii și toți buzoienii care au un elev în familie sunt așteptați să-i vadă și să-i asculte pe micii artiști la galeriile de artă. Intrarea va fi liberă.